vă rog din suflet, suntem din nou într-un aeroport, nu se știe în ce colț al lumii. Pentru mai multe detalii, primul care ne acordă interviu va fi domnul Florinel. Ia spune, domnul Florinel, unde vă aflați acum, sincer? La Paris. Stai să vedem. O vreau la furnițele... Ce vrei să aflu mai exact? Parle. Fiscă tu, frate, Mulțumesc Dumnezeu că am ajuns bine. Bun, frumos. Ai început foarte frumos. Și nu știu când s-a terminat. Cu cine ați mai venit? Cine ești? Cu băiatul lui Cadavra. Spuneți. Tu ăsta, al cui e ăsta? Ăsta? Aluminel. Aluminel. Ai văzut? S-a cunoscut? Se cunoaște stofa bună. Stofa bună. De la prima poșină. Băiatul Luminel. Ce bă că am făcut așa? Da. În primul rând e o vioară excepțională. Nu fugi din sână. E un viorist care mulți și-ar dori în trupa lor. Da, asta e adevărul. Dar ținem cont de faptul că am venit. Dar să nu uităm că mai avem și noi pe cineva aici. Vă să mai spui eu, o prezentare frumoasă, te rog. Mițiu al vostru, așa cum spune și fratele meu, Nelu Cafeanu. Cotabiță. A murit ăla, nu? Ăsta e episodul 2, că am dimineața făcut. Dimineața când bei o cafea, da? O bei omenește. Lui ăsta trebuie să-i bași pula în curs, după aia să-i dai cafea. Nu, bă, băi, ca să nu ne credeți, uitați ce scrie. Da, deci, nu e bucurare. Picolo. Capul sus. Da. Hai și voi două cuvinte frumoase. Ce să spun? Dați-vă mai așa ca să vă pot să țin. E soarta mea. Se fac cu prea ea. E nu locul. Solo. Gata. Hai bă, zici tu două vorbe. Ce să mai spun nimic. Am spus, cred că de la început, de când am făcut primul vlog, am spus, destule, acum să vede ce să vede. Hai să vede. Doamne ajută.